se uită și pe din afară, dar Domnul vede ceea ce se numește ținuta soldatului, armura, armătura Duhului Sfânt. Și Domnul, privind către noi, a văzut că în dreptul unora vrășmașul vrea să le schimbe încălțăminte. Doamne, ține neplin de râvnă pentru Tine. Altora vrea să le fure încălțăminte, să nu mai aibă râvnă pentru Domnul, pentru casa Domnului, pentru rugăciune, pentru căutarea feței Domnului, pentru Evanghelie. Domnul să se îndure. Dar apoi Domnul se uita și vedea că există pericolul de a pierde brâul adevărului. Și când pierdem adevărul, de obicei apar imitațiile. Și vrășmașul pregătește ca o haină, ca o învelitoare pe care să scrie adevăr, să arate ca și cum ar fi un adevăr. Dar nu este brâul adevărului. Sfatul Domnului fiecare să caută și aproape lui său să-i spună adevărul, dar cel mai important este să fim sinceri față de Domnul. Pentru că dacă ne va fura vrășmașul brâul adevărului, cea mai mare minciună care putem să o primim și să o credem, este să credem că suntem bine. Și ne înșelăm singuri. Când te înșală cineva, ți-e ciudă pe el. Când te înșeli singur, nu ai pe cine să bați. Decât să te bați singur. Dumnezeu să ne păzească și să ne ajute să căutăm adevărul. Vrea vrășmașul să-i facă pe unii să nu mai aibă scutul credinței. Să fie doar așa, de formă. Să nu mai aibă platoșa neprihănirii, să fie o neprihănire vopsită și nici o neprihănire personală nu este bună. Domnul vrea să ne dea platoșa neprihănirii sale. Nici neprihănirea mea, nici a altuia nu-i valabilă. Câtă vreme ieșim din Evanghelie, nu-i bună nicio neprihănire. Nici fariseul, neprihănirea fariseilor nu era bună. De aceea Domnul să ne ajute să fim atenți. Totodată, coiful mântuirii. Acea nădejde care te face să răspunzi întotdeauna. Eu știu unde mă duc. Eu știu al cui sunt. Eu știu cui slujesc. Doamne, ajută-ne să avem coiful mântuirii pe cap. Și totodată, sabia Duhului, și aici era un cuvânt, Domnul vrea pe unii să-i ajute, având sabia Duhului și puterea cuvântului lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt, să poată să stea tare înaintea oricărui ispitir și în vremurile de încercare, pentru că și la Domnul Iisus, când a venit vrășmașul, El a răspuns cu cuvântul. Este scris. Este scris. Nu numai prorocii, predicatorii, păstorii, prezbiterii trebuie să cunoască Evanghelia. Fiecare trebuie să o cunoaștem ca să ne putem împotrivi vrășmașului. Este scris. Și noi putem să credem cuvântul Domnului dacă îl cunoaștem. Domnul să binecuvânteze pe fiecare în parte. E mare lucru ca să arate Dumnezeu unui popor că îi pasă de el. E mare lucru. E mare lucru. Să vină Dumnezeu să lase posibilitatea să ne înarmăm. De aceea aș vrea ca Dumnezeu pe tine și pe cei în vârstă să ne ajute în vremea aceasta să putem să luăm aminte. Mi-aduc aminte acum de o vedenie care era ratată în dreptul unei biserici, mult timp în urmă, undeva, și se vedea că la ușa unei adunări era un duh. Vă fost întrebat, tu ce cauți aici? Și zis, am venit să le dau rușinea celor ce intră în casa lui Dumnezeu. Cum să le dai rușinea? Să le fie rușine să se mărturisească. Să le fie rușine să se recunoască că-s greșiți. Să le fie rușine. Și continua vederea că la sfârșitul programului Duhul era tot acolo. Și-a zis, dar acum, de ce n-ai plecat? Acum am venit să le iau rușine. Să le fie rușine să îl mărturisească pe Hristos în lume. Să le fie rușine de numele Lui, să le fie rușine să recunoască că sunt copiii lui Dumnezeu și să nu trăiască cum îi place lui Dumnezeu. La ușa adunării acestea nu a fost un duh. La ușa adunării acestea a fost Domnul Iisus Hristos. Și a pus un cort. În cortul acesta sunt componentele care ne trebuie nouă ca să putem să luptăm lupta cea bună.
Dumnezeu să vă ajute pe voi și pe noi să ne facem partea noastră. Se vorbește atât de mult de botezul în apă, de botezul cu Duhul Sfânt, dar foarte puțin se vorbește de un alt botez. Ioan Botezătorul spunea, după el, spunea, după mine vine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și aș vrea să vă spun că pentru adunarea Domnului de aici, în vremea care stă în față, s-ar putea să fie pentru unii un botez cu foc. Și Dumnezeu ne îngăduie să trecem prin focul încercării. Ne îngăduie să ne testeze, să vadă, suntem statornici. Ne botează cu Duhul Sfânt. Apoi pune la probă vasul nostru. Și vine botezul cu foc. Și de foarte multe ori, când apare botezul cu foc, cădem. Cădem. Nu luăm examenul. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să privim la o ilustrație din însăși viața apostolilor, din Faptele Apostolilor, capitolul 12. Să ne uităm la câteva lucruri aici și să vedem ce facem când vine încercarea, când trebuie să trecem prin botezul cu foc. Și apoi ce facem când vine izbăvirea? Că se întâmplă de multe ori că încercarea vine. Apelăm la ajutor. Și apoi când vine izbăvirea, nu facem ce trebuie. Și uitându-mă peste cuvântul acesta, aș vrea să vă spun că în viața noastră, fie că vrem, fie că nu vrem, încercările vin. Ele vin. Nimeni nu le plănuiește. Nimeni nu spunea, eu ar vrea să am cancer în familia mea. Eu ar vrea să am un accident. Eu ar vrea să văd cum este să n-ai ce mânca. Eu ar vrea să văd cum este să n-ai unde să locuiești. Nimeni nu vrea lucrul acesta. Dar aș vrea să vă spun că încercările vin și știți când vin cel mai tare și cel mai mult încercările? Când căutăm să ne apropiem de Domnul. Încercările vin când îl căutăm pe Dumnezeu. Când suntem prinși de anumite lucruri, de anumite stări, de anumite păcate, diavolul ne are la mână. Și câteodată s-ar putea să vină să-și bată joc. Eu am văzut oameni care au fost legați și apoi și-a bătut joc diavolul de ei. Dar aș vrea să vă spun primul gând, încercările vin. Și lucrul acesta îi place diavolului. Să chinuie pe copiii Domnului. Să vină să-i atace. Asta e menirea lui. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să putem să vedem în orice încercare că-și Dumnezeu este cu noi. În orice încercare să nu cârtim și să nu ne răsculăm împotriva lui Dumnezeu. Am auzit de atâtea ori vorbindu-se despre Iov. Omul care a pierdut averile, a pierdut copiii și a pierdut sănătatea, stătea pe o grămadă de gunoi, se scărpina cu un ciob. Și pe lângă toate vine nevasta și spune, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Și el spune un cuvânt atât de frumos, cum le primim pe cele bune, să nu le primim și pe cele rele? De ce de multe ori ajungem să cârtim în încercare, ajungem să cârtim când suntem în botezul cu foc? Pentru că în noi nu este plinătatea Duhului Sfânt. Să fie ca Domnul să lase plinătatea Duhului Sfânt în noi. Pentru că încercarea s-ar putea să vină și când ești golit, dar e mai ușor când încercarea când vine, când ai o plinătate a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt este Cel ce mijlocește pentru noi încercare.